Salut și bine v-am găsit la alegeri potrivite. Poate vă întrebați ce e cu balonul acesta de lângă mine, Kinder. Toată lumea cred că știe deja această etichetă, acest logo al copiilor, un logo dulce. Nu este întâmplător alături de mine astăzi, deoarece mi-am dorit să le transmit și eu în direct la mulți ani. La mulți ani pentru că există în varianta aceasta de 50 de ani, iar pentru mine reprezintă o prezență constantă chiar de la inventarea acestei rețete Kinder. De ce? Am să vă spun câteva cuvinte. Am copilărit în Austria, în Viena, iar în 1974 a fost exact anul în care am ajuns acolo. Întâmplător este și anul în care a apărut și ciocolata Kinder. Așadar, a fost pentru mine o prezență nelipsită din cadrul copilăriei mele și chiar mi-a dus multe bucurii. Nu știu acum despre ce amintiri aș putea să vorbesc, doar că bănuiesc că, ca și mine, mulți dintre voi ați avut în copilărie alături de voi anumite preparate, anumite arome, anumite bunătățuri care v-au adus mare, mare bucurie. Și știm cu toții că poate plăcinta sau cozonacul bunicii, clătitele sau gogoșile acelea ne-au trezit din somn de multe ori și abia așteptam să le mâncăm. Un prilej tocmai bun și ca să socializăm cu toți cei dragi și ai familiei și, uite, poate nu întâmplător, chiar astăzi este și Ziua Internațională a Mâncării, World Food Day și mâncarea este până la urmă o nevoie. Nu este un mof, nu este o dorință. Sigur că dulciurile sunt pe un plan secundar, așa, dar avem voie să ne răsfățăm din când în când, zic eu, și cu ceva dulce, sănătos, pe care ni-l putem alege după preferințele noastre. Interesant e cum, uite, aceste dulciuri ne aduc aminte de copilărie, ne aduc aminte de trecut, de cei mai în vârstă, de părinți, poate de bunici, dacă nu chiar de străbunici. Și e frumos să ne amintim de ei, să le fim recunoscători, pentru că nu-i așa, ne obișnuim să primim poate totul de-a gata sau să credem că ni se cuvine orice lucru, dar uităm efortul depus de ceilalți pentru noi, pentru a ne satisface acele bucurii mai mici sau mai mari. Și cu toții cred că ne dorim să dăm mai departe copiilor noștri experiențe plăcute, amintiri plăcute și facem tot posibilul ca ei să crească fără să aibă lipsuri, fără să aibă probleme, greutăți. Dar viața ne arată că suferința face parte din ecuație și nu totul este roz și dulce, nu este totul așa cum ne-am dorit întotdeauna, dar cu puțin dulce reușim să trecem mai departe și să luăm fiecare zi, pas cu pas, de la capăt. Zilele acestea, chiar din punct de vedere astrologic, energia este foarte pronunțat impregnată de astrul comunicării de Mercur, cel care ne învață să gândim și să vorbim în diverse forme, cu mai multă înțelepciune, cu mai multă răbdare, cu discernământ, cu blândețe, atât față de noi înșine, cât și față de ceilalți. Revin așadar la
dulce, pentru că, ia uitați, nu doar alimentele dulci ne aduc bucurie, ci și vorbele dulci. Nu fiți zgârciți cu complimentele, faceți-le desigur atunci când sunt sincere. Sigur, nici unele așa de complezență nu strică uneori, dar din punctul meu de vedere folosiți-le mai cumpătat. Mai bine, mai rar, dar să fie un compliment sincer. Și vom aprecia cu toții mai mult frumusețea pe care o vedem în jurul nostru, ne vom simți cu toții mai bine și chiar nu cred că este atât de greu să spui o apreciere, un compliment cuiva atunci când ești dispus să-l vezi și să-l bucuri și pe celălalt. Așadar, încă o dată la mulți ani din partea mea celor de la Kinder, care ne și susțin cu acest dulce sănătos și interesant și gustos în proiectele noastre cu copiii de la școli și grădinițe, Ape Curate Asumate și Focus to Green Ecolife. Iar, până la urmă, această mică tabletă de ciocolată a ajuns chiar un mod de a ne reîntâlni în fiecare lună. Foarte plăcut. Astăzi chiar m-am întâlnit cu foști copii care acum sunt în clasa a cincea, copii cu care am lucrat începând din clasa întâi pe acest gen de proiecte și care au beneficiat de această ciocolată Kinder și de apă de la Aqua Carpatica și mi-au mărturisit că ne duc lipsa nouă tuturor, ciocolatei, apei și evenimentelor noastre educaționale. Folosim joaca, folosim prietenia, desenul, culorile, muzica, cântecul și informații interesante despre mediu, despre natură, despre emoții și relații. Și nu uitați, chiar dacă suntem la vârste fragede, lucrurile par mai ușoare, mai frumoase, mai colorate, dar prin repetiție, exersând împreună, informându-ne împreună, ajungem să descoperim mai bine lumea aceasta în care trăim și să reușim împreună să o facem mai dulce. Vă invit pe voi să vă amintiți zilele acestea de dulcele frumos, sănătos și plăcut care v-a marcat poate copilăria și să fiți recunoscători celor dragi care au fost, sunt și sper eu că vor fi cât mai mult timp alături de voi. Vă aștept cu drag săptămâna viitoare la o nouă rubrică Alegeri Potrivite și până atunci, la revedere!